Salut și bine v-am găsit, fraților, aici la un nou episod de pe acest canal din Brawl Stars. Astăzi, cineva pe nume hackerul 666 MD mi-a dat și mie un cont foarte frumos aici cu Dita My Opening-ul. El așa, bă, pur și simplu m-a pomenit eu random că dă el mesaj că hai că să faci și tu un opening ceva și aparent da, ne-a făcut acea Dita My Opening-ul, dacă se poate observa. Ideea este că sunt destul de multe chestii de deschis pe aici și ce să mai mă, fraților, dați acolo mare like și ce să mai mă, îi dăm o forță cu opening-ul, pentru că asta cred că așteptați cu mare, mare amploare aici și bun. Hai, începem cu un prim star drop legendar, sau mă, hai să lăsăm la final, lăsăm la final pe ăla. A, trebuie să le iau pe ăsta, hai. Începem prima oară cu un star drop legendar, să vedem cine pică ea, hai. Star power, mă, frate, pe bune. Ok, hai că e cât de cât decent pentru primul până acum, adică n-am ce să zic mai mult. Aici are foarte multe reward-uri pentru că a făcut omul și trophy road-ul, deci de-aia zic că respect maxim, respect maxim. Oricum ar fi fost să-i pun canalul lui în descriere, că na, doar mă ne-a ajutat foarte mult cu acest opening. Așa, pac, bine, mai degrabă trebuie să luăm mai multe reward-uri de-astea de la trophy road, pentru că, din păcate, trophy road-ul nu se poate colecta ceva din așa când vei tu, știi? Azi un pic mai nașpa. Dar le luăm aceea, nicio problemă, pac, 500 de bănuți. Bă, dacă a farmat, nu glumă, frate, sincer. A dat băiatul nostru pe farm ca lumea, n-am de ce să mint acum. Ok, dă și coinsuri, așa. Bă, problema că la asta, la powerpoint-urile acestea, are o animație un pic mai mare, știi? Oh, păi deja gata, nu, avem primul nostru brawler pe acest episod, ia uite-l. L-avem pre-gaz. Uite-l pe gaz, fraților. Ia, ne va da acum mare animație, ia. Ha, nu știu pe care să-l aleg, frate, nu știu pe cine să aleg, dar după cum ar trebui să fie mai bun, l-aș lage pe Ames, pentru că Ames ar fi cea mai bine de jucat, știi? Ok, o să luăm pe Ames așa și bun, niște start points-uri de-astea lejer. Așa, bă, da, farmat, frate, a farmat o grămadă să-mi bat piciorul, bă. Eu chiar nu mă așteptam să-mi dea omul acesta Dita My Opening-ul aici, sincer, acum. Hai că deja ne apropiem de final, astea sunt penultimele. Pac și ultimul reward, gata. S-a terminat cu trophy road-ul și acum hai să trecem la partea mai interesantă, unde avem foarte multe star drop-uri, așa că hai să dăm bătaie cu primul, ia. Unul rar, din păcate rar, așa, nicio problemă. Următorul, rar, din păcate tot așa rar. Hai mă, bă, trebuie să ne dea și noi ceva calme, pentru că avem Dita My Opening-ul, pana mea, eu zic că e o grămadă. Așa, următorul star drop, pac, din păcate rar, nimica bun. Încă un star drop. Una, două, trei, ok. Din păcate super rare. Credeam că o să ne dea și mai ceva mai bun, dar din păcate nu prea ne dă chestii bune. Ia. Ok, din păcate tot așa rar. Hai mă cu acel noroc blană, mă, că știu că se poate cu norocul ăla. Tai de cap meu. Bă, n-am mai rar ne-a dat să mă apice de nu. Ne-a zăpăcit cu rarul. Ok. Hai de cap. Mai mă, dar ceva ca nu ne dea și nouă ceva bun, mă, frate, mă. Că s-a chinuit hackerul să ne facă și nouă acea. Ok, bun. Calmați-vă! Bine-s, mă! Bine-s! Hai să vedem! Sunteți gata? 3, 2, 1 și... Hai! Ia! Mamă! Ne-a dat skin ca lumea! Cred că e de vreo 70... Cred că cam acolo, 70 gemuri este acele skin. Deci este foarte bine! N-am de ce să mint acum. Ok! Avem mitic, dă-te în pana mea. Ia să vedem cine pică și aici. Ok, un gadget care i-a picat pe Kit. Cred că avea nevoie cel mai probabil. Habana dacă avea nevoie sau nu. Așa, următorul star drop. Apare în acceptă de acum, la final mai bine. Ok, din păcate tot așa un rare. Așa. Și ultimul star drop. Ia să vedem. Pac. Din păcate rare. Asta este, frații mei. Bă, dar sincer, sunt foarte mulțumit. Ne-a dat și nouă niște star drop-uri de sus bune. Și dacă se poate observa, ne mai trebuie aici vreo două taiere până îmi facem și noi final, dar din păcate nu mai sunt nici quest-uri, nu mai este nimic, el mi-a și spus, știi, dar asta este acum, bun. Dacă tot suntem și noi pe aici și băiatul acesta are un cod de 14 trofee, vreau să dau niște meciuri, dar niște meciuri cu acest Brawler Kit, pentru că până acum n-am jucat deloc cu el, este pentru prima oară când joc cu el și na. Deci de-aia zic că e prima oară când îl testez, așa că îi dăm direct în forță. Nu știu cum este Brawler-ul, este prima mea impresie, prima oară când joc cu el, deci de-aia zic că o să fie super blană. Ia să vedem. Ia uite-ne pe noi, Lilian. Ia să vedem acum. Să înceapă nebunia cu acest brawler. Deci știi că este foarte OP acest brawler, asta pot spun. Mamă, nu știu să joc. Mi s-a lăguit tot jocul. Am înțeles. Mamă, nu mă, trebuie să-i luăm alt brawler, mă, că așa îi pierd trofele degeaba, pana mea acum. Bun.
Hai să luăm și noi umbrelor din care am luat noi acum, pentru că dacă se poate observa, l-am luat doar pe gas. Și ceea ce înseamnă că este umbrelor chiar ok. Îi dăm cu acesta și îi facem și noi acolo câteva trofee, pentru că pe la urmă, vorba aceea, jucăm și noi puțin așa. Să ne mai dezmeticim și noi așa puțin. Ia să vedem. Așa, un nume interesant avem și noi pe aici. A, uite, Tyson. E bine cu domnul cât e Tyson. Ia. Hai să vedem. Ok, din păcate sunt prost la aim pe calculator, n-am ce să fac. Mamă, mamă, mi-a prins un pic cam bine. Ok. Ok, încă una. Bă, da, lăguiește, bă, frate, lăguiește jocul, mă, frate. Asta e din cauza că le pică la băieții ăștia, serverele și de la internetul meu, desigur, că și internetul meu are o parte de vină. Ok, una. Hai, mă, știu că mai pot să dau una. Mor, mă, fraiere, frumos. O, uite, bă, ce-i... Asta are, bă, ești nebun. Ăsta cu roată. Vezi că-i top ăsta. Așa, pac, pac, pac. Îi dau farm cu ăstea cu power pentru că am nevoie. Încă unul, încă unul. Pac, 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 pac. Ce faci, puiu? Puișor, mai trage mult și bine mine, că nu mor așa ușor. Ia uite, power 10, frumos. Power 11. Hai și cu power 12. Ăla săracul de bea are power 2. Hai, mă, frățuri, vină cu acela bătaie. Ia. Pac. Și așa și ultima bucată din partea mea și încă un meci câștigat. Bine, mai bine spus, primul nostru meci câștigat. Fac, frumos, am făcut și rank 2 pe acest brawler. Este tot ce trebuie. M-au deducte 20 de astea. Da, n-avem ce să facem. Din păcate, star drop acela care era la PES, din păcate nu mai putem să luăm. Deci, asta este. Ia să vedem. Îi fac și la acolo, mă, câteva trofee, știi? Ia să vedem acum. Următorul nostru meci, uite, l-avem aici pe Miko, care de fapt este Bull, dar se numește Miko, știi? Așa, da, așa era înainte un trend, mă, în 2019, pe când m-am apucat de acest joc. Adică domnul aș pune nume, dar mai mult de brawler de ăștia legendar, pentru că se lua foarte greu înainte. Hai, puiuț. Aolo. Mă urmărește, mă urmărește, mă urmărește. Lasă-mă în pace, bă, ăsta, bă. Hai, puiu. Hai, mai tupeu, mă, mai tupeu. Hai, mă, vină încoace. Ai văzut că am scut-o pe mine și nu mai trage, a? Te-am prins eu pe tine, mă. Mamă, l-avem aici pe Colt. O, puișor, puișor. Ce faci, puiu? Mor, mă, urâtule, și tu. Mamă. M-am dus. M-am dus, v-am spus că m-am dus. N-am ce să mai zic mai mult, mă, frate. Bă, Bibi e chiar OP, sincer, acum și bun. Ok. O să dau reject lui doamna Crăciun, ok. Bun, avem aceea încă câteva trofee și bun. Acum, că acum vreau să aștept acest moment mirobolant. O să mai dau o dată cu acest brawler kit, pentru că sincer, n-am jucat aproape deloc cu el. Adică am dat doar acel meci care s-a lăguit și aia a fost tot. Așa că vreau să joc și un pic ăsta, pentru că na, vreau să văd cum este pana mea, cum e ultimata, cum sunt alea, că ne-am văzut așa cum dă alții pe mine, dar na. Vreau să fiu și ăla care dă paltul, mă. A, uite karma. Sper să-mi iau karma de la băiatul acela. Bun, să nu uităm. Oh. Mamă, s-a ferit, bă, au, mamă, dai că sunt ăștia care joacă ca lumea ăștia. Hai, mă, vină încoace. Hai, mă, puiuț. Perfect, mamă, greu, bă, greu, mai bas pe ăștia, bă, să mă apcioră. Bă, ultima ta se face singură, bă, dă-te-n pana mea, că am observat. Eu v-am spus că acest brother nici măcar nu-l cunosc, deci doar așa, ca idee. Pentru mine este total ceva nou. Mamă. Am văzut că am ultima ta pe mine, mă. Nu că am o idee. Pac, cutia. Mergeți, sărim cu cutia pe el. Pac, frumos. Deci momentan nu ne știe nimeni, ok? Dar Sproutul fuge de noi, mă. Știe că vrem să-i dăm mare umor. Ok, deja avem locul 4. Ce mai are asta? Vai, mamă. Băi, ești mecheri din moto acesta. Chiar e top, să știi. Pac, 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 pac. Schema lui Sprout. Aha! Treci! Nu mai contează, nu mai contează. Am luat și-o măcar acolo, locul 2. Ia uite ce trage de game. Vai, mamă, uite-mă, frumos, mă. Un meci câștigat cu brawler acesta, șmecher. A făcut rank de ăsta, mă? A, l-am făcut doar pe primul. Mamă, e o grămadă de făcut aceea, sincer, acum. Bun. Hai să mai dăm aici acum încă un meci, pentru că, pe urmă, acest brawler este un brawler foarte nou pentru mine, pentru că, na, este primele dăți când joc acum cu el, deci de-aia zic că îi mulțumesc enorm de mult lui hackerul pentru că ne-a dat și nou acest cont, deci de-aia zic că despre maximul hackerul. Și da, și vă rog frumos să vă abonați și la el, pentru că o să oricum ar fi vă pun canalul lui în descriere și măcar abonați-vă și voi acolo, să fie așa, ca un fel de apreciere față de el.
Ok, bun. Deci ăsta ar trebui să fie bot, dacă s-o să mă înșel, nu? Ce slab sunt. Îs prea slab, îs prea slab. Doamne. V-am spus, frate, nu știu să joc cu acest brawler și plus că este și un rank destul de mare și pe calculator sunt un pic cam slab, știi? Dar stați, fiți pe fază că nu mai durează mult și vine telefonul și după aceea poate facem clipuri pe telefonul meu și după aceea fac gameplay pe telefon și joc. Uite, hacker se numea, laud. Se numea hacker, nu mă apcele. Mamă, Nita. Da, te voi lăsa în pace, te voi cruța. Hai, Nita, pleacă. Ok, hai pisicuțul, mai tare, mai tare, mai tare. Ok, dă power up-ul, dă power up-ul. Trebuie să mă farmez că nu se poate cu power up-ele. Hai, de încă una, încă una. Atacurile. Mamă, frate, bă, dar nu mai este așa de OP cum era el odată, bă, frate, bă. Chiar a dat nerf, băiți ăștia. Eu când am zice așa degeaba de nerf și astea, dar de fapt chiar a dat nerf la acest brother. Păi bă, eu mi-aduc aminte că înainte când săreau ăsta pe mine, păi îmi dădea ultimata aia damage de mă rupea în două, mai dădea un atac și ăla eram, dar acum e mai greu acum, știi? Dar lăsați că mă checăm acum încă un match. Ia. Hai să punem bunia. Hai că vă spun eu cum să câștigăm. O să ne băgăm în boschet ca ultimii boschetari. Așteptăm să vină unul care aruncăm ultimata pe el și aia e tot. Asta vă spun. Bun. Cutia. Cu cutiuța frumos. Mama, m-a văzut foarte, m-a văzut foarte. Ok, bravo. Bravo. Încă una. Mersi pentru power up. L-avem pe băiatul acesta care putem să sărim pe el cu ultima ta. Bravo, bravo. Frumos, te-ai dus puiul. Și mai am și încă o ultimată, mamă. Ce faci, puiul? Poc, poc, poc. Frumos, mă, frumos. Ce faci, mă? Ai uitat de mine, mă? Ce faci, puiul? Ce faci, mă, puiul? N-ai nicio șansă împotriva mea, te-ai dus. Mamă, ce am dat, frate, am dat mare bătăiță. Hai că asta gata, asta este fix ultimul meci care îl mai dăm pentru că deja episodul acesta devine destul de lung și de-aia zic. Hai, deci nu uitați, asta este ultimul meci. Ia să vedem. Sper măcar ca să luăm și noi un loc cât de bun se poate să luăm trofei pentru el pe, așa, pe ultimul meci. Mamă, stai așa, stai că e groasă, e groasă, e coltul ăsta care ne cam bulește ca lume. Fac, așa, 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 așa. Mamă, dar greu, dă greu foarte, dă foarte greu de, aulă, nu, 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 stai, stai acolo. Bă, dar nu se pune ultimata, mă, frate, gata, mi-a ajuns cu acest brawler. Bă, măcar i-am făcut acolo trofeile acelea pierdute, deci de-aia zic că nu o să fie așa o mare pierdere pentru el. Și bun, bă, fraților, cam atât cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut acolo cât de cât și în caz că v-a plăcut, dați acolo mare like. Și eu am fost Andrei Biș și vă zic acolo atât mea, pa, pa. Deci, pa, pa!